accident grav, soldat cu un mort și 5 răniți s-a petrecut luni pe raza comunei Bârcănești din județul Ialomița. Un șofer în vârstă de 41 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat într-un șanț betonat. În urma impactului, bărbatul a decedat, iar alți 5 pasageri, inclusiv o fetiță de 5 ani, au fost răniți. Conform Observator News, o persoană a murit, iar alte 5, între care o fetiță de 5 ani, au fost grav rănite în urma unui accident de circulație produs pe raza comunei Bârcănești, județul Ialomița. Conform IPJ Ialomița, din verificările efectuate, a reieșit că în timp ce un bărbat în vârstă de 41 de ani din comuna Bârcănești conducea un autoturism pe raza localității de domiciliu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat într-un șanț betonat. În urma impactului, șoferul a decedat, iar o fetiță de 5 ani, precum și alți 4 pasageri cu vârste cuprinse între 34 și 58 de ani au fost răniți, relatează News.ro. Victimele au fost transportate cu ambulanțe și un elicopter Smart la unități medicale din București și Urziceni. Conform polițiștilor, cercetările sunt continuate pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă, relatează Observator News.